Lotul echipei ACS Poli Timișoara va suferi schimbări importante în apărare la meciul din deplasare cu FC Olt. Trei jucători titulari, Alex Petrovici, Alin Șeroni și Marco Marcovici, nu vor putea evolua la Slatina fiind suspendați. Și trebuie, suntem obligați să trecem peste momentele grele, că nu avem altă alternativă. Probabil că cu acest meci intrăm în ritm de jocuri și sperăm ca să și valorificăm. Cei de la FCO susțin că nu-și pot permite să piardă puncte, mai ales pe teren propriu, iar adversarii sunt și ei optimiști. Oltu, după părerea mea, am mai spus-o, Oltu nu e o echipă rea, e o echipă bună, cu jucători, că nu e o echipă, e o echipă care are jucători foarte buni. Nu știu ce probleme au, cum au, acolo ei, de se află pe locul ăla, retrogradabil astăzi, dar ca și calitate individuală a jucătorilor, e o echipă bună și poate să bată Timișoara, după părerea mea, pe propriu teren. Meciul tur, disputat la Timișoara, s-a încheiat cu scorul de 3-1 pentru ACS Poli. Jucăm cu Poli Timișoara și îți convingi că vor avea viață mai grea ca aici. Meciul FC Olt ACS Poli va avea loc vineri de la ora 17.